Înainte să fiu la dispoziția domnilor, poate să puneți întrebări, vreau să fac o precizare, să zic așa, pentru informarea corectă a ziarului și a ANSA și a cititorilor în general și a buzoienilor. A apărut un articol de nu acuz și nu dau cu pietre în ziarul Șansa referitor la reabilitarea drumului 203 ca mărăcinării Podul Muncii și pentru respectarea adevărului să știți că nu s-a pierdut niciun fel de bani pentru că nu au fost alocați bani. Acolo era valoarea totală a proiectului, dacă m-ați înțeles, iar banii nu au fost alocați. Acest drum este în continuare pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Într-adevăr, licitația a fost sistată, dacă vreți, și s-a început din nou, ca să nu zic blocată, pentru simplu motiv, ca să știți și domniile voastre, pentru suspiciune de fraudă, da? Mergem mai departe. Deci noi facem proiectarea, acum o avem în execuție, mă refer ca și procedură de licitație, și lucrurile decurg absolut normal. Deci nu s-a, spre informarea corectă, nu s-a pierdut niciun fel de bani, pentru că nu au fost alocați acești bani. Asta am vrut să spun. O altă precizare, dacă vreți, pentru ziarul Opinia, vă informez cu respect față de mass media în general și în special de ziarul Opinia, pentru că așa când este ziarul, dacă vreți, purtăt, sigur că da, mai ales acolo au fost și sunt ziariști de mare valoare pentru municipiu și județul Buzău, chiar și pentru țară, începând de la domnul Cornel. Să știți că nu am avut niciun conflict cu nimeni, nu sunt absolut nemulțumit de nimic. Întoarcerea domnului președinte Cristi Bugiu este normal atât cât legiuitorul nu i-a interzis acest lucru. Și nu am avut niciun fel de dispută, colaborăm instituțional, că așa este normal să colaborăm. Dar ce n-a venit? Este foarte simplu, pentru că domnia lui, ca orice cetățean al Republicii, are dreptul la concediu și este în concediu. Corect. Bun, ați spus că este un gest legal. Da, este, moral este un gest. Dați-mi voie să nu comentez. Știți relațiile mele care le-am cu domnul președinte Bugiu și în momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat, v-am explicat ce v-am explicat, nu sunt eu cel care hotărăsc ce s-a întâmplat, legiuitorul și poate Dumnezeu știe ce s-a întâmplat acolo, nu este treaba mea. Eu am relații cu omul Cristinel Bugiu, președintele Cristian Bugiu, iar cu ce s-a întâmplat acolo nu este problema mea și nu comentez. Eu, da, ca să avem lucrurile clare, ca să nu cumva să aibă cineva un dubiu, știți că eu am vorbit cu același ton. Și înainte să întâmple ce se întâmplă, și când s-a întâmplat, și după ce s-a întâmplat. Eu l-am vizitat și în penitenciar, în arest, l-am vizitat și acasă, l-am vizitat ca și prieten, să știți. Iar dacă l-am vizitat, nu m-am dus să am dispute cu domnia lui, l-am vizitat ca și prieten, nu m-am dus ca să vorbim despre Consiliul Județean, am vorbit, dacă vreți, banalități, familie, copii și mai departe, mai ales că el avea un eveniment deosebit. Fata domniei lui a avut examen anul acesta, termin în clasa 8, dar fiind anul. Asta, da. Mergem este mai departe. O coincidență, apropo de relația de prietenie cu domnul Cristinel Bugiu, este o coincidență faptul că astăzi s-a adus la cunoștință un incident provocat de domnul director Cojocea, despre care știm foarte bine ce rol a avut în problema. Nu știu ce rol a avut domnul Cojocea, iar nu este treaba mea. Eu cu domnul Cojocea nu am decât relații instituționale la nivel de instituția Consiliului Județean. Nu are niciun fel de relevanță. Acest eveniment neplăcut, dacă vreți, mi-a fost semnalat de către domnii consilieri la ședința de comisie de ei. Ce măsuri se pot lua în acest caz? Nu știu, să vedem, să analizăm, trebuie să ascultăm ambele părți. Domnia lui este funcționar public, știți că sunt niște rigori, comisie de disciplină și așa mai departe, da. Cu CMJ-ul, când era CMJ-ul aplicat? Sincer, nu este decât o situație de absolut de moment. Este... Imediat o să vă explic, domnul. Este vară, este canicul afară, mințile sunt destul de înfierbântate, cred eu, și așa mai departe. Lumea se gândește la toamnă, când va fi mai multe răcoare, că o să vină
Ploile este o perioadă de așezări, dacă vreți, pe ieșicherul politic, nu numai buzoian, chiar și național. Astăzi să știți că proiectul trecea foarte ușor, aveam majoritate calificată, mă refer la două treimi, dar doi consilieri au fost în concediu, probabil că în ședința următoare nu o să mai fie în concediu. Nu este o ambiție a mea sau a executivului Consiliului Județean să achiziționăm această clădire. Mi s-a spus că este o oportunitate și o necesitate pentru Ministerul Apărării Naționale, deci implicit pentru centru militar, ca să-și desfășoare activitatea în bune condiții. Toată lumea se mută la mol. I-a spus la mult ca și la mult? Mie nu-mi place shopping. Altă întrebare. În trecut ați trimis angajații Consiliului Județean la cursul de perfecționare inclusiv în Statele Unite. A fost un proiect pe ordinea de zi, toate cursurile de perfecționare. Dar ne puteți spune ce e vouă? Vă referiți strict la mine? Eu n-am trimis pe nimeni în Statele Unite. Mă refer ca și Consiliul Județean. Aia e cu totul altceva. Prin statutul funcționarului public, prin statutul consilierului județean, prin legea 2015, consilierii județeni, mai ales cei care sunt la primul mandat, fac o precizare, au obligativitatea de a face un curs de perfecționare. Este o chestie absolut normală, absolut legală, fără să eludeze niciun fel. Unde v-au avut loc acestea, care au fost în Thailanda? Tot la Las Vegas? În Thailanda. Nu știu, cred că la Miami. Haideți să lăsăm gluma la o parte. Bineînțeles că aceste cursuri se vor face cu un formator autorizat, care neapărat trebuie să fie agreat de Agenția Funcționarilor. Deci nouă ne vine o listă, dacă vreți, ca la orice societate, cu operatorii, dacă vreți, agreați de Agenția Funcționarilor Publici și în funcție de calitate, preș, așa mai departe, și opțiunile domnilor consilieri, acolo se vor desfășura. Să știți că este o cutumă, nu numai Consiliul Județean Buzău. Noi chiar am fost restrictivi, dacă vreți, că suntem aproape pe final de mandat, nu mai sunt decât 9 ședințe sau 10 luni, cum vreți să spuneți dumneavoastră, până la alegerile locale din 2016. De regulă să țin vara la mare sau dacă cred că nu mai se prinde perioada, de probabil că la București sau unde au ei. Nu am găsit acum atunci dumneavoastră, vă mulțumesc. Domnul președinte, ce ne place? Domnul vicepreședinte, îmi place. Nu am orgolii să știți, nici măcar. Nu pot să fiu de acord cu colega dumneavoastră de Brazda. Ce se întâmplă? Într-adevăr, Gloria Buzău este un brand. Din nefericire, atât la nivel local, cât și la nivel național, asociațiile sau sportul în general lasă de dorit la nivel de finanțare, dar atâta timp cât nu există o lege clară ca să poți să finanțezi o asociație sportivă, nu văd cum am putea. Apoi, aș fi putut să le dau de astăzi un răspuns, dar să știți că eu sunt un microbist înrăit, așa, și dacă vreți, nu un fan neapărat Gloria, eu sunt un fan Steaua, aia bine că a făcut pe seară un 6 pentru orgoliu național. Nicio asociație sportivă nu poate primi bani de la bugetul statului dacă are datorii la bugetul statului. Deci cred că v-am răspuns. Am fost cu acces pe meci pe stadion la meciul de județ. Vă gândești la meciul de Gloria din noua stagiune? Din când în când mai merg și la meciurile Gloriei. Dacă vreți, putem să avem și, un dialog pe teme sportive. Sunt chiar fan după vremea când fan Gloria, vreau să zic. Chiar după vremea când a promovat, țin minte și lotul, în poartă erau trei portari, Stelian, Arghie și Ioniță, sigur că da, linia de fund, lot, așa mai departe, deci chiar mi-e place lotul, așa mai departe, și ca chiar la emisiune și sportivă, chiar am putea să fac față, chiar elegant. Mult respect din partea noastră, am avut să la vădare mai mult decât bună, tot face Tățeanul, și nu mă. Bună ziua! Domnule Romanescu, v-ați reîntors în scaunul de consilier județean. Ați scăpat de funcția de vicepreședinte. Da, de acord. M-am întors în scaunul de consilier județean.
Eu consider că atunci când mi-am depus demisia, acea controversată hârtie, care mulți au interpretat-o în mod eronat, din punctul meu de vedere, de atunci, de când am scris-o, am spus și am exprimat foarte clar punctul meu de vedere, că doresc eliberarea din funcția de vicepreședinte și acea hârtie este considerată că este demisia mea. S-a sunat PNL-ul, a văzut că mulți au votat și vechi PNL-iști. Eu, părerea mea că s-a încercat și se încearcă în permanență această unire a celor două partide. Cred că mai este încă de lucru la această situație, pentru că trebuie să o spun încă o dată, consider nedrept faptul că am fost schimbat din funcție, fără să încerc vreodată sau vreun moment să nu meargă această unificare la Buzău. Sunteți cam trist, așa cum spun. Ce anume? Sunteți cam trist de când, astăzi când ați luat loc acolo, v-am observat din margine. Nu sunt nicio formă. Am trecut în scaunul de consilier județean, mi-am depus demisia, dacă aș fi fost trist, aș fi fost de luna trecută, atunci când am și făcut-o. Ați făcut o nedreptate? Am și spus, la momentul acela, consider că este o nedreptate schimbarea mea din funcție. I s-a făcut o nedreptate, domnul Romanescu? Azi ce spune? E părerea dânsului, eu nu pot să comentez ideea, decizia pe care a fost luată de către formele superioare ale partidului. Sunt convins că fiecare om care se află în situația dânsului are o anumită supărare în condițiile în care apar astfel de situații, dar din punctul meu de vedere viața merge înainte și lucrurile trebuie să meargă pe făgașul normal, respectiv de a funcționa cât mai bine PNL uman. În altă ordine, CMJ-ul a votat împotrivă. Da. Era normal. Era un vot pe care l-am mai exprimat odată, de a vota împotrivă la o ședință anterioară. Ceea ce am exprimat în comisii anterior nu a fost îndeplinit. Prețul este încă foarte mare, cu atât mai mult cu cât chiar domnul colonel, reprezentantul CMJ-ului, a și afirmat că sunt necesare și niște mari reparații, din câte am înțeles. Lucru care, în afară de prețul propus pentru această achiziție, probabil că ar duce la niște costuri mult mai mari. Poate să găsesc alte soluții, eventual, pentru centrul militar județean, sau o reducere corespunzătoare de preț, suficient de mare, astfel încât să fie, să considerăm că este oportun a vota un astfel de proiect. Citeți, domnul Neagu a spus că ați votat împotrivă din cauza panicului. Domnul Neagu poate că are opiniile dânsului, nu vreau să jignesc, este părerea dânsului că Nicula se instalează abia după ora 10. Noi am votat la ora 9. Asta ca să-i răspund tot cu o glumă. Dânsul a avut impresia că e caniculă. Ați avut mai multe amendamente. Rămâne să continuați demersurile respectiv la vot, la vot astăzi deschis, vot, sau rămâne doar declarația așa? Nu rămâne declarația. Noi ne-am abținut la voturile de persoane astăzi, pentru că asta era soluția, deși poate n-ar fi trebuit să votăm deloc. Dar ești consilier și trebuie să-și exprim votul. Și atunci am ales soluția de a ne abține la vot, pentru că nu ți se dă ocazia ca și consilier să votezi împotrivă pentru în mod secret. În lege scrie foarte clar că votul de persoană este un vot secret. Situația în care se poate schimba modul de vot este aceea în care atunci când este vorba de un vot deschis să se propună și să se aprobe votul secret. Nu invers. Este o forțare a legii și atunci în condițiile astea orice vot de persoană de acum încolo, la care vom fi solicitat să votăm, vom fi nevoiți să votăm prin abținere, dacă se continuă această procedură. Domnul consilier, există mai multe tabere în PNL. Am văzut că astăzi ați preferat, de exemplu, să stați între foștii democrați liberali decât alături de colegii din vechiul PNL. Există o
ruptură între dumneavoastră și foștii colegi? Eu cred că de fapt este situația inversă. Adică faptul că am stat pe alt loc în Consiliul Județean este datorată faptului că a venit domnul Romanescu și s-a așezat tocmai pe loc pe care obțineam eu în mod obișnuit, am întârziat puțin la ședință. Și pe de altă parte, până la urmă, discutăm de o chestiune. Suntem toți consilieri ai Partidului Național Liberal. Are importanță locurile pe care stăm. Nu există niciun fel de ruptură. Dacă dumneavoastră încercați să căutați o ruptură, eu vă spun că nu există. Domnul Bogiu n-a participat la ședința de astăzi. Știți din ce cauză? Am înțeles că e în concediu. Mai mult cum nu știu. Probabil că, greu să vină față în față cu consilierii. Probabil. Nu știu. E o presupunere. Nu știu. Poate vă explică dânsul. Mă așteptam să mă întrebați despre apă. Sincer. Am crezut că a venit cu țuică. Nu. Aia e apă de la robinet din dimineața asta. Dacă vreți să o vedeți, e de pe strada Bistriței. Ceea ce am spus la punctul de diverse este o chestiune extrem de gravă și pe care dumneavoastră presa sunteți datori, din punctul meu de vedere, să o preluați și să o duceți mai departe. Această asociație intercomunitară cu ZOO 2008 are în componență 34 de comune. Comune, municipii, mă rog, orașe. Acolo votul este, nu contează cine participă cu capital la compania de apă ca și entitate, ci în această asociație se decide politica tarifară a companiei de apă. Ceea ce s-a întâmplat la 30 iunie este extrem de grav. Practic s-a constatat că ar exista un quorum al reprezentanților asociațiilor și acest lucru nu a existat. De ce? Sunt 34 de membri. Pentru a avea quorum și a aprobat tarifele viitoare ale companiei de apă, erau necesare prezența a minim 23-24 de persoane. La ședință au participat 22 de persoane. S-a votat. Și totuși, aceasta a luat formă de hotărâre și compania de apă aplică tarifele majorate începând cu 1.7.2015. Lucru care, din punctul nostru de vedere, aduce, pe de o parte, prejudicii populației, pentru că nu este o hotărâre legală. Și, pe de altă parte, sunt curios cum o să reușească compania de apă să restituie sumele încasate în plus populației și agenților economici pe perioada de la 1 iulie 2007 până 2015, până la momentul respectiv. Să ajungem la restituire. Care sunt demersurile care trebuie făcute? Pentru restituire. În mod normal ar trebui găsite soluții. Populația poate fi pusă în situația de a solicita chemarea în judecată a companiei de apă pentru că hotărârea prin care s-a aprobat tariful este nelegal. Practic, individual sau colectiv sau în funcție de situație. Sau compania de apă să deducă din facturile viitoare diferența de preț. Adică să factureze mai puțin ca să repare răul făcut. Mai mult decât atât, dacă luăm și studiem foarte bine statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, veți vedea că se precizează în mod clar că hotărârea nu este valabilă dacă nu este luată în prezența a două treimi din membrii cu vot majoritar. Dar prezența nu a fost. Nu a existat. Deci hotărârea nu e valabilă. Ați discutat cu conducerea companiei de apă acest aspect? Nu am discutat pentru că acest aspect l-am sesizat în ultima parte. Compania de apă am sesizat, suntem membri și Consiliul Județean ca și membru a trebuit și membru în Consiliul Director al acestei asociații a trebuit să ia atitudine în ceea ce privește situația creată. Și în condițiile astea trebuie să ia măsuri efective. Practic trebuie o nouă adunare generală în care să se constate că această hotărâre este nelegală. Sau, pe de altă, să se atace această hotărâre în instanță pentru a fi anulată, pentru că nu a fost luată conform normelor statutare pe care le are această asociație la momentul actual în vigoare. Mulțumesc.